Facem prezența doamna Bogdan Lidia, domnul Cojoc Mihai Sorin, domnul Ghenadi Gheorghiță, domnul Florea Vasile, domnul Hergelegiu Samuel, domnul Munteanu Costel Lidu, domnul Năcuță Constantin, domnul Neagu Neculai Dan, domnul Pușcașu Gheorghe, domnul Rapaile Ciprian. Toți consilierii sunt prezenți. Domnilor consilieri, supunem la vot. Spunem la vă procesul verbal al ședinței din 27 februarie 2019. Se opune cineva? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Toți consilierii vă sunt pentru. Acum invit pe doamna Bogdan Lidia, președinte de ședință, conform hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 2019, să prezinte ordinea de zi și să o supună la vot. Da, o să încep prin supunerea la vot a ordinei de zi. Cine este pentru, se, este cineva împotrivă, se abține cineva? Da, nu am uitat. Deci o să începem să citim ordinea de zi cu numărul 1. Raport privind starea economică socială și de mediu a Comunei Odobești pentru anul 2018 și modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu Local pe anul 2018. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru paște din Comuna Odobești, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea accesării de fonduri pentru demolare, clădire, extensă și construire dispensar rural Comuna Odobești, județul Bacău. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea membrilor serviciului voluntar și aprobarea acordării drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului Voluntar de Situație de Urgență de la nivelul Unității Administrative Teritoriale Odobești, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 1579-2005. Numărul 5. Întrebări și întreprinări adresate executivului. Inițiator proiectul la toate proiectele, doamna primarul Jorge Adrian. Da, și o să începem cu primul punct. Da, primul punct. Da. După cum știți, în fiecare an, în primul trimestru, primarul și viceprimarul, ca și dumneavoastră, domnilor consilieri, trebuie să prezentați un raport de activitate pentru anul. Doamnă consilier, domnilor consilieri, stimați invitați, vă rog să-mi permiteți ca, în conformitate cu prevederile articolul 63 aliniatul 3 litera A din legea 215/2001 a administrației locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședința de astăzi a Consiliului Local al Comunei Odobești, să vă prezint raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunii noastre pentru anul 2018. În calitate de primar al Comunei Odobești, am continuat să duc la îndeplinire, la modul cel mai serios, responsabilitățile ce îmi revin ca edil al comunității, rezolvând în mare parte nevoile și urgențele locale, depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus. Întreaga activitate a Consiliului Local și a Executivului s-a desfășurat pe baza unei tematici întocmite în conformitate cu atribuțiile conferite de legea organică, având totodată în vedere propunerile făcute de consilieri, locuitorii comunei și personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunii Odobești. Acest raport constituie momentul bilanțului ce se referă la capacitatea efectivă a administrației publice locale de a gestiona și rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice și patrimoniul localității în interesul comunității locale pe principiile autonomiei locale. Lucrarea de față este unul dintre instrumentele prin care Primăria Comunei Odobești pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea noastră, este o sinteză a proiectelor derulate și o perspectivă asupra strategiei de dezvoltare a comunei. De asemenea, pentru cetățeni, considerăm că materialul supus dezbaterii va prezenta un instrument de cunoaștere și informare corectă a comunității noastre cu privire la activitatea desfășurată în anul precedent. Asigurarea accesului la informații de interes public, consultarea cetățenilor cu privire la deciziile fundamentale, îmbunătățirea muncii funcționarilor publici și a personalului contractual, fluidizarea procesului de luare a deciziilor sunt considerate urmărite a fi îndeplinite an de an. Obiectivul nostru major este respectarea legalității și a interesului cetățenilor în măsura posibilităților și a resurselor disponibile.
Primarul, viceprimarul și ceilalți funcționari ai primăriei au urmărit dezvoltarea problemelor cetățenilor în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, acordând atenția cuvenită soluționării cererilor, sesizărilor cetățenilor. Doresc să remarc buna colaborare pe care am avut-o în cursul anului 2018, atât cu membrii Consiliului Local, cât și cu aparatul de specialitate al primarului, instituțiile publice locale, județene, naționale, societatea civilă și întreprinzătorii privați. Pregătirea ședințelor Consiliului Local s-a făcut în bune condiții, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în sensul convocării, întocmirii documentelor prevăzute de lege și a analizării materialelor prezentate pentru a fi dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate. Consiliul Localul Dobești este format din 10 consilieri, din care 4 consilieri din formațiunea politică PSD, un consilier din formațiunea politică PNL, 2 consilieri din formațiunea politică PSRO, un consilier ALDE, un consilier PMP, un consilier UNPR. Consiliul Local a avut activitate intensă, având ca scop principalele interese și preocupări ale comunității locale. Consiliul Local s-a întrunit în perioada anului 2018 în 12 ședințe ordinare, 5 ședințe de îndată și o ședință extraordinară. Toate ședințele au fost publice, asigurându-se totală transparență față de locuitorii comune. Au fost inițiate un număr de 61 de proiecte de hotărâri și au fost adoptate 61 de hotărâri, care au fost aduse la cunoștință publică prin afișare și au fost comunicate tuturor autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate. Comunicarea hotărârilor Consiliului Local către instituția prefectului pentru controlul de legalitate s-a făcut în termen și nicio hotărâre adoptată nu a fost atacată de către aceasta la instanța de contencios administrativ până în prezent. Niciunul dintre proiectele de hotărâre nu a fost inițiat de către cetățeni. Trebuie menționat faptul că toate hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului au contribuit la bunul mers al administrației publice locale, la dezvoltarea economică a comunei, demonstrând că avem capacitatea să ducem la bun sfârșit angajamentele asumate, fără să ignorăm totodată principiile care trebuie să guverneze întreaga noastră activitate publică. Legalitatea, transparența, responsabilitatea, eficiența și oportunitatea. În continuare, supun atenție dumneavoastră principalele aspecte de la nivelul local pe domenii de activitate. Conducerea primăriei pentru perioada de referință a fost asigurată de primarul Ojog Andreiana, viceprimar Hergelegiu Samuel, secretar comună Ojog Valeu. La finele anului 2018, în cadrul primăriei Comunei Odobești, și-a desfășurat activitatea număr de 10 salariați, din care 2 demnitari, primarul și viceprimarul, 4 funcționari publici, din care un funcționar public de conducere, 4 persoane cu contract individual de muncă din aparatul primarului și 9 persoane cu contract individual de muncă asistenții personali. Activitatea conform articolul 117 din legea 215/2001 privind administrația publică republicată cu modificările și completările ulterioare a constatat pregătirea ședințelor de Consiliul Local, gestionând documentele ce decurg din activitatea Consiliului, îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ, consemnarea în procesele verbale a tuturor dezbaterilor din ședințele de Consiliul Local, aducerea la cunoștință publică prin afișarea tuturor proceselor verbale de ședință, hotărâri, dispoziții, anunțuri. Avizarea, înregistrarea într-un registru special, comunicarea și arhivarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Comunei Dobești conform legislației în vigoare. Actualizarea, publicarea și arhivarea activității consilierilor locali. Actualizarea dosarelor de personal, funcționari publici, demnitari, contractuali. Actualizarea organigramei a statului de funcții și actualizarea portalului ANFP. Avizarea, înregistrarea într-un registru special, comunicarea și arhivarea dispozițiilor primarului Comunei Odobești. Starea civilă. Au fost înregistrate următoarele acte și fapte de stare civilă astfel. Acte de născut, din păcate, niciunul. Doar 4 transcrieri în actele din la primăria Comunei Odobești. Căsătorii 9, decese 18. S-au eliberat un număr de 48 de certificate de stare civilă, după cum urmează, 17 certificate de naștere, 10 certificate de căsătorie, 21 certificate de deces. Au fost operate un număr de 111 mențiuni.
Verificarea activității de stare civilă s-a realizat în anul 2018 de către personalul cu responsabilitate în acest domeniu, în cazul nostru, domnul secretar. Din cadrul Direcției Județene de Evidență Informatizată a Persoanei Bacău, am avut control, ocazie cu care s-a verificat întreaga activitate, nu au fost consemnate probleme sau alte încălcări ale legii pe această linie. Activitatea de secretariat, relații cu publicul, principalele elemente urmărite au fost transmiterea în termen a corespondenței, precum și a dispozițiilor primarului, a hotărârilor Consiliului Local către instituția prefectului, redactarea lucrărilor de secretariat, de asemenea s-a asigurat secretariatul audiențelor la conducerea primăriei, dar în perioada pentru care se face raportarea nu s-au înregistrat cereri de audiențe. Rezolvarea în termenul legal al scrisorilor, cererilor, reclamațiilor și altor adrese transmise de fiecare instituție. Preluarea, înregistrarea, coordonarea și epartizarea pe compartimente a corespondenței, întocmirea răspunsului la petiții, sesizări. Asistență socială. Au fost efectuate un număr de 408 anchete sociale pentru beneficiarii alocației complementară sau monoparentală, ajutorul venitului minim garantat, ajutoare încălzire, precum și pentru alte instituții și judecătorie. S-au întocmit un număr de 125 dosare alocații susținere, 35 dosare alocații de stat. În prezent, la legea venitului minim garantat, sunt 32 de dosare în plată, din care 24 de beneficiari efectuează prestațiile prevăzute de lege. De asemenea, în cadrul acestui compartiment s-au întocmit dosare pentru ajutor social, dosare alocații de susținere a familiei, dosare alocații de stat, dispoziția ajutor social, acordare, modificare, număr membri și cuantum, suspendare, încetare, reluare, plată, ajutor social, ajutor încălzire. Dispoziția alocații de susținere a familiei, acordare, modificare, număr membri și cuantum, suspendare, încetare, reluare, plată. Alte activități cu caracter periodic desfășurate în compartimentul asistență socială, întocmire, verificare, fișe de calcul ajutor social, pontaj asistenț personal, întocmire, state de plată ajutor social. Activitatea de urbanism, disciplină în construcții, noi nu avem compartiment de urbanism, autorizațiile fiind deliberate de către Consiliul Județean pe bază de contract, dar eliberăm avizele pentru certificatele de urbanism în număr de 16, procese verbale de recepție 1, autorizație de brașament 5. La compartimentul agricultură, registru agricol, a fost completat programul special pus la dispoziție de direcția agricolă în vederea identificării persoanelor care nu beneficiază de ajutor pentru încălzire. S-a eliberat un număr de 13 atestate de producători, la fel 13 carnete de producători, peste 1500 de adeverințe de registru agricol, membru component, acte, identitate și alte diverse adeverințe. S-au întocmit și verificat un număr de 6 dosare privind vânzarea de teren situat în extravilan, conform legii numărul 17/2014. A fost completat registrul agricol prin deschiderea de noi poziții și modificări la pozițiile inițiale. Elementele definitorii ale bugetului local pentru anul 2018 sunt cuantumurile de 2.972.000 de lei, însemnând partea de venituri, și 2.972.000 lei, partea de cheltuieli. Principalul obiectiv pentru perioada imediat următoare este încurajarea venirii din noi investitori în localitățile comunii noastre. În domeniul asistență socială au fost finanțate drepturile asistentului personal pentru copil și adulți cu handicap grav în sumă de 285.025 lei. În evidențele primăriei a fost înregistrat la finalul anului 2018 un număr de 1.515 contribuabili, din care 1.500 persoane fizice și 15 persoane juridice. Au fost realizate încasări după cum urmează. 2.752.464 lei, din care venituri proprii în sumă de 383.723 lei, salubrizare în sumă de 52.589 lei, concesiuni și închirieri 13.907 lei, amenzi 25.803 lei. Privind cheltuielile bugetului local, cheltuieli de personal 909.780 lei, bunuri și servicii 766.384,
transferuri 100 lei, ajutor social 97.431 lei, active nefinanciare 305.704. Analiza bugetului va avea loc odată cu aprobarea bugetului, așa cum se întâmplă fiecare an. Caracteristici principale ale operațiunilor realizate, a fost implementat programul SOBIS, operarea în baza de date și stabilirea impozitelor și taxelor locale conform declarațiilor depuse de contribuabili, verificarea și controlul exactității datelor înscrise în declarații, în conformitate cu actele notariale sau contabile anexate, identificarea persoanelor fizice și juridice care posedă bunuri supuse impozitării, dar nedeclarate și întreprinderea de acțiuni pentru intrarea acestora în legalitate, întocmirea declarațiilor de impunere conform codului fiscal, încasarea sumelor datorate de contribuabili persoane fizice și juridice, calcularea și încasarea majorărilor pentru plățile efectuate după expirarea termenilor legale de plată, urmărirea permanentă a situației sumelor restante și luarea măsurilor legale pentru recuperarea acestora, urmărirea permanentă a amenzilor de circulație, verificare, încasare, debitare. Compartimentul de taxe și impozite s-a preocupat de colectarea taxelor și impozitelor datorate de cetățenii comunii pentru anul 2018 și anii anteriori, s-a instituit un număr de 21 popriri, s-a emis 250 de somații și titluri executorii. Agricultura reprezintă activitatea de bază a locuitorilor comunei noastre, fiind principala sursă de venit pentru majoritatea familiilor localității noastre. Anul agricol 2018 a fost un an bun, obținându-se producții bune, datorită condițiilor meteo favorabile, acordării subvențiilor la tip, atât de Uniunea Europeană, cât și de Guvernul României, cât și tehnologiilor aplicate, menționând faptul că peste 70% din suprafața arabilă a comunii este lucrată în exploatații mai mari de 20 de hectare. Reforma învățământului românesc constituie un factor de prioritate națională, având ca scop constituirea unui sistem instructiv, educativ, deschis și democratic, bazat pe valori științifice, culturale și morale, formativ și informativ, prin angajarea tuturor factorilor educaționale, familie, școală, biserică, comunitate locală. În comuna Odobești există 3 școli, unde își desfășoară activitatea școlară și preșcolară cei 307 elevi, din care 141 elevi în ciclu primar, 104 elevi în ciclu gimnazial și 62 preșcolari, îndrumați de 30 cadre didactice, din care 6 educatori. Eforturile noastre financiare privind activitatea culturală, educativă și sportivă au fost îndreptate și spre aceste instituții aflate sub finanțarea Consiliului Local, convinși fiind cu toții că arta și cultura reprezintă forme superioare de libertate, contribuind esențial la progresul spiritual la nivelul întregii societăți. Este important să acordăm o atenție deosebită, atât din punct de vedere material, cât și a înțelegerii problemelor cu care se confruntă aceste instituții, pentru a repune cultura și arta în drepturile lor legitime, de a le asigura conform misiunilor lor educative, intelectuale, rolul și locul pe care îl merită în societate, ca purtătoare și creatoare de identitate națională. La finele anului 2018 a avut loc Festivalul de date și obiceiuri de iarnă, festivalul s-a desfășurat în localitatea Bacău. Pentru participarea la acest festival, Consiliul Local a asigurat suma de 3.500 de lei. De remarcat și rezultatele bune obținute de formațiile sportive școlare de handbal și fotbal, activitatea antrenorilor, precum și sprijinul Consiliului Local Odobești în ceea ce privește modernizarea terenului de sport din localitatea Odobești. Și în anul 2018 am reușit să susținem cultele atât financiar cât și cu ore prestate în folosul comunității de către beneficiarii la legea numărul 416/2001. De respect pentru longevitatea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, într-un cadru festiv s-au dat 4 premii câte 500 de lei. În comuna Odobești, asigurarea accesului la servicii și la noi locuri de muncă. În comuna Odobești nu avem unități economice unde să poată fi angajați cetățenii din comună, majoritatea lucrând în alte localități. Serviciile de mecanizare a lucrărilor agricole sunt asigurate de deținătorii de tractoare și mașini agricole, serviciile de comerț sunt asigurate de cei 14 agenți economici, care de obicei sunt aprovizionați la timp și cu cele necesare și de bună calitate. Serviciile de comunicații și internet sunt asigurate la un nivel bun de diversi furnizori, iar cele de poștă prin cei 2 factori poștali care cu greu fac față volumului mare de muncă.
Serviciul de salubrizare a localităților a fost asigurat de primărie prin contractul cu Rompres Bacău. Consider în continuare deficitare asigurarea unor servicii ca frizerie, coafor, atelier de reparație pe diferite domenii, reparație încălțăminte, bunul uz casnic, lipsa unor atelierii de prelucrare a lemnului. Problema aceasta putând fi rezolvată prin încurajarea și sprijinirea unor potențiali investitori, mai ales a celor tineri, pentru a accesa proiecte cu finanțare nerambursabilă prin PNDL sau prin GAL. Din păcate, deși în anul 2018 au fost sesiuni de depunere a proiectelor, atât prin GAL cât și la nivel național prin APIR, interesul potențialilor beneficiari nu a existat. S-a acționat pe tot cursul anului în planul asigurării aspectului gospodăresc al comunei, atât din punct de vedere urbanistic, cât și a modului de întreținere și curățenie a localităților, activități ca igienizarea acostamentelor drumului național și a celor comunale și sătești, igienizarea cursurilor de apă, preluarea deșeurilor menajerii și controlul permanent al depozitării acestora de către unii cetățeni mai reticienți, fiind o grijă permanentă atât în sarcina autorităților locale, dar și a domnilor consilieri locali. Lucrări de reparație și întreținere drumuri comunale și sătești. Privind activitățile de protecție a mediului, la nivelul comunei Odobești au fost făcute demersuri pentru informarea cetățenilor cu privire la respectarea normelor legale de protecție a mediului până la afișare de panouri în zonele unde este interzisă depozitarea deșeurilor. Pentru conservarea și protecția mediului în comună, în anul 2018, ca și în anii anteriori, s-au ecologizat cursurile de apă din comună, șanțele, s-au luat măsuri pentru interzicerea formării de depozite de gunoi pe raza comunii, păraie sau pe locu- în locuri virale. În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odobești nu există un funcționar desemnat cu probleme de mediu, atribuțiile și responsabilitatea acestui compartiment fiind repartizate prin dispoziție domnului viceprimar, care coordonează în mod direct servicii de salubrizare, asigurând colectarea și transportul deșeurilor solide, rezultate din activitățile menajere ale cetățenilor de pe întreg teritoriul comunei Odobești. Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu s-a încheiat un contract care este în curs de derulare cu firma de salubritate Rompres, care preia săptămânal deșeurile menajere și cele selective de la populație și de la societățile comerciale de pe raza comunei. Pentru creșterea calității vieții în comună se vor pune în practică concluziile desprinse din seminariile și întâlnirile pe tema dezvoltării durabile și de mediu, la care primarul comunei a participat în anul 2018. Consider că starea mediului în comună este bună, pe viitor activitate ce se va desfășura în sensul sporirii calității mediului, fiind aceea de conștientizare a populației pentru menținerea unui mediu curat, pentru colectarea selectivă a deșeurilor din comună și pentru reciclarea deșeurilor refolosibile. Dacă în luna decembrie anul 2017 s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale în cadrul PNDL 2 pentru obiectivul de investiții sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Odobești, județul Bacău, în luna septembrie anului 2018 am semnat contractul de lucrări. Suntem în faza obținerii avizilor pentru eliberarea autorizației de construcție. Consider că, deși s-au făcut pași mari pe această linie, mai avem încă mult de lucrat la modernizarea și întreținerea unor drumuri comunale și sătești și la aspectul gospodăresc a unor sate din localitatea noastră, ce face ca și în acest an să cer sprijinul membrilor Consiliului Local, ca în anul 2019 să dăm prioritatea actualizării unui studiu de fezabilitate pentru înscrierea acestor investiții pe diferite linii de finanțare. Serviciul voluntar pentru situații de urgență a asigurat intervenția la timp în situații de maximă urgență, incendii, dezăpezeri, inundații. În anul 2018 s-au înregistrat 6 incendii de vegetații și 2 incendii la gospodăriile populației cu pagube materiale, dar fără victime. La toate aceste incendii au participat echipele noastre de voluntari, iar la cele care mijloacele proprii de intervenție au fost depășite, a intervenit și echipajul specializat de la Bacău. Postul de poliție Odobești a funcționat în anul 2018 cu 3 agenți de poliție, constatându-se o îmbunătățire a activității atât pe linie de prevenție, cât și în cazul intervențiilor specifice. De asemenea, trebuie scoasă în evidență activitatea Comisiei Comunitare Consultative, care prin membrii ei, profesor preot, medic, consilier local, asistent social, au sesizat și intervenit la timp în rezolvarea multor probleme. Ducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local din anul 2018. Hotărârile adoptate de Consiliul Local în anul 2018 au fost îndeplinite sau sunt în curs de implementare, după cum urmează.
Hotărârea numărul 1 din 29.3.2018 privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publice și personalului contractual din aparatul specialitatea primarului Comunei Odobești, realizată. Hotărârea numărul 2 din 29.3.2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Odobești, județul Bacău, pentru anul 2018, realizat. Hotărârea numărul 3 din 29.3 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publică și a programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018, realizat în limita bugetului. Hotărârea numărul 4 din 29.3.2018 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, realizat. Hotărârea numărul 5 din 29.3.2018 privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Odobești numărul 36/2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare, realizat. Hotărârea numărul 6 din 29.3.2018 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul adis Bacău, realizat. Hotărârea numărul 7 din 29.3.2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, realizat. Hotărârea numărul 8 din 29.3.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, realizat. Hotărârea numărul 9 din 29.3.2018 privind aprobarea numărului de asistenț personal pentru anul 2018, realizat. Hotărârea numărul 10 din 29.3.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2018, realizat. Hotărârea numărul 11 din 29.3.2018 pentru aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea Comunei Odobești pentru anul 2018, realizat. Hotărârea numărul 12 din 16.2.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai 2018, realizat. Hotărârea numărul 13 din 16.2.2018 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 30 din 29.7.2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, realizat. Hotărârea numărul 14 din 16.12 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, realizat și în curs de desfășurare, nefiind aprobat bugetul pe 2019. Hotărârea numărul 15 din 22.3.2018, prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Burcă Ioan și vacantarea mandatului de consilier local, realizat, dar din păcate, după cum știți, formațiunea PNL nici până astăzi nu a venit cu suplimentarea următorul consilier care urmează sau care au decis dumneavoastră să facă parte din consiliul local. Hotărârea numărul 16 din 22.03.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Odobești, județul Bacău, a unei suprafețe de teren, în vederea transmiterii unui drept de folosință cu titlu gratuit în favoarea Mănăstirii Bunavestirii din localitatea Țisa Silvestre, Comuna Odobești, județul Bacău, realizat. Hotărârea numărul 17 din 22.03.2018 privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui teren, proprietate privată al Comunei Odobești, situată în satul Țisa Silvestre, în favoarea Mănăstirii Bunavestirii din localitatea Țisa Silvestre, realizat. Hotărârea numărul 18 din 22.03 privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului comunești, realizat. Hotărârea numărul 19 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 64 din 8.12.2017 privind implementarea proiectului modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice în satul Țisa Silvestre, Comuna Odobești, iluminat. Pot să vă anunț că avem și autorizația de construcții pentru acest proiect. Urmând foarte curând să începem, să parcurgem la începerea proiectului de executare. Hotărârea numărul 20 din 27.04.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei Odobești, realizat. Hotărârea numărul 21 din 2.05.2018 privind aprobarea achiziției terenului în suprafață de 600 m2, realizat.
Hotărârea numărul 22 din 31.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Odobești, realizat. Hotărârea 23 din 31.05.2018 privind aprobarea regulamentului de nomenclatură stradală și atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale Comunei Odobești, realizat. Urmează după aprobarea bugetului să dăm comandă pentru tăbliță cu numere și să fie puse. Dar după cum știți, contracostul lor se va încasa după ce plătim de la fiecare persoană în parte care are număr la poartă. Asta este legea. Hotărârea numărul 24 din 31.05 privind aprobarea regulamentului, privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, realizat. Hotărârea numărul 25 din 31.05.2018 privind efectuarea unei expertize tehnice pentru obiectivul Cămin Cultural Citurești și Cămin Cultural Odobești în derulare. Nu găsim experți. Hotărârea numărul 26 din 31.05 privind aprobarea achiziției de materiale pentru aniversarea centenarului încheierii Primului Război Mondial și al Marii Uniri, realizat. Hotărârea numărul 27 din 31.05.2018 privind alegerea președintului de ședință pentru lunile iunie, iulie și august, realizat. Hotărârea numărul 28 din 29.06 privind aprobarea achiziției terenului în suprafață de 1469, realizat. Hotărârea numărul 29 din 29.06.2018 privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației pentru demolarea imobilului în care a funcționat școala clasele 1-4 Bănușa în curs de derulare, am obținut avizul din inspectoratul școlar județean, au trimis și dumnealor la minister, am trimis și noi, așteptăm răspuns ministerului. Hotărârea numărul 30 din 29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul amenajare teren de sport și împrejmuire școală gimnaziale clasele 1-8 Citurești, Comuna Odobești, județul Bacău, în derulare. Nu am primit până în prezent nicio notificare de la Piatra Neamț. Noi sperăm că e de bine, pentru că am înțeles comunele care mai trebuiau să completeze cu un act, cu un proiect de hotărâre, au primit notificări. Noi nu am primit notificări, să sperăm că este bine. Nu primim vreo adresă în care ne respinge toată. Dar așteptăm. Hotărârea numărul 31 din 29.06.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Odobești, județul Bacău, realizat. Hotărârea 32 din 31.07 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, realizat. Hotărârea 33 din 31.07 privind aprobarea achiziției terenului în suprafață de 4.296, realizat. Hotărârea 34 din 31.07 privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 15 metri pătrați, realizat. Hotărârea numărul 35 din 31.07 privind aprobarea închirierii unui contract de achiziție publică de servicii pentru defrișarea, tăierea și dobărârea de arbori de pe domeniul public al Comunei Odobești, realizat. Hotărârea 36 din 14.08 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobarea acordului de parteneriat, proiect construcții grădinițe regiune Nord-Est, realizat. Hotărârea numărul 37 din 24.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, realizat. Hotărârea 38 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public, realizat. Hotărârea 39 privind aprobarea exploatării și valorificării prin SEAP a unor cantități de material lemnos, realizat. Hotărârea 40 din 24.08 privind alegerea președintelui de ședință septembrie, octombrie și noiembrie, realizat. Hotărârea 41 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, realizat. Hotărârea 42 privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea zăpezirii poleiului și a gheții pentru iarna 2018-2019, realizat. Hotărârea numărul 43 din 28.09 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Odobești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tisa Silvestru pentru anul școlar 2018-2019, realizat.
Hotărârea numărul 44 din 28.09 privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratarea apă brută Dărmănești realizat. Hotărârea numărul 45 din 31.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de mentenanță în vederea efectuării serviciilor de reparații și întreținerea rețelei de iluminat public în curs de derulare. Hotărârea numărul 46 din 7.11.2018 privind atribuirea regim de comodat a imobilului Centrul de Servicii pentru Copil și Familie After School, sat Odobești, Comuna Odobești, pentru înființarea unui centru de prevenție în vederea reducerii consumului de droguri, alcool și tutun în rândul tinerilor, precum și recuperarea persoanelor dependente de aceste produse în derulare. Hotărârea numărul 47 din 29.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință decembrie, ianuarie și februarie realizat. Hotărârea 48 din 29.11 privind alocarea sumei de 10.000 de lei pentru cumpărarea de cadouri cu ocazia sărbătorului Crăciunului elevilor și preșcolarilor, precum și pentru cheltuielile ocazionate de datele și obiceiuri din Comuna Odobești realizat. Hotărârea numărul 49 din 29.11 privind acordarea acordării unui premiu în sumă de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie cu domiciliu în Comuna Odobești realizat. Hotărârea 50 din 29.11 privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a planului urbanist general al Comunei Odobești realizat și în curs de derulare. Hotărârea 51 din 29.11 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli realizat. 52 rectificare buget realizat. 53 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Odobești realizat. 54 din 21.12 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în Comuna Odobești realizat. 55 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 în derulare. Hotărârea numărul 56 privind rezilierea contractului de închiriere a spațiului în care și-a desfășurat activitatea Farmacia SC Panacea SRL și aprobarea închiriei spațiului unei farmacii realizat. După cum știți, este și încheiat contractul de închiriere cu Farmacia Catena. Și-a adus sigla, i-am făcut curat, i-am pus spațiul la dispoziție, urmează să înceapă activitatea. Hotărârea numărul 57 din 21.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli realizat. Hotărârea 58 pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeului Solider de Bacău realizat. Hotărârea numărul 59 din 26.12 privind aprobarea actului adițional la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău realizat. Hotărârea numărul 60 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare în derulare. Hotărârea numărul 61 privind aprobarea planului de anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantumului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2019 în derulare. În final, trebuie spus că toate aceste realizări pe care le-a prezentat, dar și altele omise, au fost posibile datorită unei colaborări pe care, unei bune colaborări pe care am avut-o cu membrii Consiliului Local, cu angajații primăriei, conducerea școlii, dar și cu ceilalți factori de decizie din comunitatea noastră și nu în ultimul rând, cu sprijinul cetățenilor comunii noastre. Deci, mai sunt foarte multe de realizat, cunoaștem toate problemele care se confruntă cetățenii acestei localități și în perioada următoare vom acorda o atenție majoră în dezvoltarea acestor zone. Toate acestea sunt rezultatul unui munci în echipă, al cărui principal obiectiv este acela de a crea o administrație publică locală eficientă în folosul cetățeanului. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, pe care mi l-ați acordat în anul 2018 și sper să fiți alături de mine pentru ca astăzi să putem finaliza proiectele aflate în curs de derulare, precum și materializarea celor viitoare. Raportul nu se supune. Da. Deci trecem la punctul 2. Poate sunt discuții. Dacă sunt discuții... Da, aveam câteva întrebări de pus, dar deja ați răspuns. Da. La domnul Flore? Da. Poftiți, dacă aveți.
Deci am asistat la un raport de activitate, după părerea mea, complet, care a vizat atât latura economică, cât și latura socială a activității din comuna noastră. Eu doresc să fac două propuneri scurte pentru viitor, vis-a-vis de acest capitol, una care vizează aspectele sociale și una care vizează aspectele economice. Așa cum știți, m-a rugat președintele ADOB, parcă îi spune, structura care cuprinde elementele de forță de la Bacău, poliție, armată, procuratură, pompieri, poliție locală și așa mai departe, care au avut un raport de activitate anual, să prezint situația violenței și a violenței finalizate cu crimă din 2011 până în prezent în comuna noastră. Dumneavoastră, doamna primar, nu erați că ați avut deces în familie atunci și s-a întâmplat să fie ședința cu 3 zile înainte de Consiliu și am rugat pe toți colegii să-mi furnizeze exemple și eu m-am dus acolo și am prezentat în primul rând un set de cauze care au condus la chestiunea asta și am arătat că în perioada asta de 8 ani la noi în comun au fost 7 crime și o sinucidere. Spre rușinea mea, că sunt din Ciuturești, din cele 7, 6 sunt din satul Ciuturești. Una este din Odobești, cu mama lui Ciurea, care a fost omorâtă și jefuită și omorâtă cu ani în urmă. Eu vă propun, pornind de la această... Am făcut atunci analiza, am întors-o pe toate părțile, vă propun să facem un schimb de experiență cu factorii de răspundere care să ducă cât de cât la diminuarea fenomenului pe viitor și în acest schimb de experiență să invităm așa, zic eu, directorul școlii, pentru că și activitatea educativă este o activitate de prevenție cu bătaie în viitor. Să invităm preoții de la cele 3 biserici care pot... Să clarificăm, solicitați un schimb de experiență sau o întrunire unde acești factori să expună, să... Eu i-am zis că de experiență, îi putem spune și altfel. Da. Așa. Mă gândesc că ca la un schimb de experiență a participat o altă comună sau o altă primărie care are succes schimb de experiență în interiorul comunei noastre. Da. Să participe, am zis, directorul școlii, preoții, medicul, consiliul local, primarul și poliția. Factorii. Pentru că zic eu că sunt factori decidenți care vizează acest fenomen al violenței și la noi... Vedeți că și finalizate cu crimă, dar și de astea de violență sunt destul de multe. Să vedem cauzele, să vedem ce poate face fiecare. Deci asta ar fi o propunere vis-a-vis de latura socială, iar vis-a-vis de latura economică am să plec de la o chestiune de istorie, din istoria comunei noastre. Pe la 1600 și ceva, deci rețineți, foarte veche chestiunea, comuna noastră avea 3 frați care erau mari latifundiari. Se numeau Lupașcu. Unul trăia în Ciuturești și era medic, preot la biserica din Ciuturești, Sfântul Gheorghe de pe deal. Unul trăia în Odobești, este cel care a donat terenul bisericii unde s-a construit actuală biserică și a spus că i s-a făcut mormânt acum în semn de recunoaștere și prețuire pentru că a făcut acest gest cu mulți ani în urmă. Și unul era în Tisa, care era un om foarte bogat, deci toți 3. Cel din Tisa s-a gândit, văzând că cetățenii noștri nu prea au gospodăriile organizate, era și pentru nivelul de atunci. Ei s-au gândit să dea un exemplu, s-au sfătuit între ei și au zis, domnule, haideți să plimbăm un număr mare de cetățeni din toate satele comunei și să le arătăm cum arată o livadă model, o vie model, o grădină de zarzavat model. Pentru că oamenii atunci nu-și făceau livezi sistematizate. Își puneau 7-80 pomi alandala în jurul casei pe acolo și cam atât. Și ăsta, Lupașcu ăsta din Tisa, i-a dus și le-a arătat o livadă făcută frumos și ulterior s-a făcut și asta de la Furtunica din Udobești, tot așa de frumos. Noi știm că mergeam la cules cireșe când eram copii, cel puțin generația mea, cei mai tineri n-au fost. Și eu vă propun să organizăm un concurs, să anunțăm acest obiectiv și obiectivul să sune așa, cea mai frumoasă grădină din comună și să le și stabilim, domnule, grădina să conțină livadă, grădină de zarzavat și vie. Vă înscrieți? Mă înscriu. Mă înscriu și mă și angajez să o prezint. Da. Și cetățenii care doresc să se înscrie, s-o pregătească, eu știu, un an, doi, cât credem noi că s-ar putea să aibă conturi cât de cât, să facem o comisie,
să mergem să vedem, să acordăm o diplomă și eventual un premiu după posibilități, dar mai ales să ducem și grupuri de cetățeni să le vadă ca model. Eu știți de ce spun chestiunea asta? Pentru că la noi, nu numai la noi în comună, la noi în societate, am rămas cu pecetea aia comunistă să ne uităm în sus, să așteptăm directive. Acum societatea se dezvoltă pornind de jos, până nu se mișcă IMM-urile, și noi avem destule în comună, până nu se mișcă fiecare gospodar să facă ceva, comuna nu crește. Nu mai vine nimeni să ne dea de sus dacă noi nu pornim de jos. Și vă propun să facem, poate e simbolic concursul ăsta, poate, eu cred că ar avea un rol, omul se ambiționează, intră într-o competiție, are spirit de competiție și încearcă să-și facă ceva lângă casa lui. Vedeți, multe vreme la noi au fost bordee, pe urmă au fost case urâte. Acum au început să se facă case frumoase și există așa numită teoria modelelor sociale. Vedeți că oamenii se uită unul la altul și se umplu satele noastre de case din ce în ce mai frumoase? Din ce în ce mai mari și goale. Este și asta adevărat, pentru că sunt mulți care vin de afară, le fac ca să fie făcute pentru viitorul care poate să fie sumbru, că nu se știe ce se întâmplă cu Brexit-ul și cu alte chestii. Așa, dar sunt case frumoase. Eu gândesc cu mașina din pădure și mă uit în Ciuturești, nu-mi vine să cred că în Ciuturești, într-atât de puține ani, au apărut atât de multe case frumoase. Dau exemplu satului meu. Da. Deci, astea două chestiuni am vrut să le spun la acest punct și... Pentru că noi suntem obișnuiți ca după fiecare punct să-l și rezolvăm, cu mare drag și din tot sufletul așteptăm să ne anunțați data acestui concurs. Vă organizați, aveți sprijinul meu și al salariaților, dacă este necesar, să l-ați inițiat. Eu, de exemplu, mi-am instituit, am via pusă de mult la punct și livada de mult adică la punct. Adică gândiți mai de mult acest lucru. Mai de mult. Iar anul ăsta am adus o noutate în comună și am făcut cultură de mure și cultură de zmeură. Nu degeaba ați... Care să fie chestiuni mai așa, mai deosebite. Nu e cinste din punctul dumneavoastră de vedere. Trebuia să puneți anunț. Da, adică dumneavoastră ați organizat toate astea în timp și acum normal nu mai există niciun succes. Nu, 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 dăm și cetățenilor un an, doi, acolo cât credem. Nu de anul ăsta, n-are omul timp anul ăsta să-și pregătească, deși parțial se poate, să-ți faci o grădină model de zarzavat, se poate, da. Să știți. Da. Se poate, că avem cetățeni care au inclusiv udat cu picătura și ne pot prezenta. Doar câteva cuvinte și eu. Materialul prezentat de doamna primar, sigur că a fost la obiect, a scos în evidență exact realitatea, asta demonstrează că cu toate că este un personal, aș putea, minim angajat, dar cu experiența dumnealor, a dumneiei și cu al domnului secretar, de ani mulți în primărie, am lucrat și împreună în activitatea mea, demonstrează că pot să lucreze cu un orizont foarte larg și rezolvă problemele multe raterare. A spune că mă refer la orice domeniu, pe orice domeniu, financiar, agricol, juridic și așa mai departe. Deci aici demonstrează că și cu ajutorul Consiliului Local, care sigur aș considera această legislație ca un Consiliu Local cel mai organizat. Fără certuri, nu a fost nicio ceartă în acești 3 ani de zile. Deci hotărârile Consiliului Local au fost la obiect, toate așa cum demonstrează în cuvântul dumneaei, că au fost duse la deplinire, ele au fost discutate, au fost analizate de consilieri și de alte persoane care au participat la ședințele Consiliului Local, care sigur au fost duse la îndeplinire totală. M-aș referi, cum a ridicat domnul Vloie, la aceste 8 acțiuni, sigur că n-au făcut chestii, dar acestea trebuie să le, dumnealui nu le-a menționat, că au fost cu mulți ani în urmă, nu în această legislatură aș putea să spun de câțiva ani, de 4-5 ani, sau, de exemplu, cazul de la Odobești, au fost poate de 10 ani în urmă și mai bine, sau și la noi niște cazuri care au fost cu crime, au demonstrat că sunt niște oameni periculoși, needucați, indiferent care ar fi, lipsiți de o societate care să facă cinste comunii noastre.
așa cum spunea, cu, și cu personalul poliției și cu personalul nostru a Consiliului Local sau altul, noi am dus munca fiecare în sectorul lui și, într-adevăr, n-au mai fost abateri de niciun fel, aș spune. Chiar nici certuri prin sătenii noștri n-au avut de la ce și vreau să spun că asta demonstrează că lumea din cinci, adică este mai educată, mai încrezătoare în personalul de conducere al comunității locale. Așa cum s-a demonstrat și în material și din cuvântul nostru, se realizează obiective importante și care sunt puse în plan și care le mai avem de propus în acești ani, ca într-adevăr și comuna Odovești să se ridice la un nivel, deși nu este comună veche, este veche ca tradiție din anii, dar ea și-o format din 2005 și oricum, pe parcurs, considerăm că vom ajunge și noi la unele comune cu vechime, cu experiență, deși noi nu avem o populație mare, suntem comună de categoria 3, dar cât suntem, trebuie să demonstrăm că merităm un loc în județ. Da, bine, este scris la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru Paște din comuna Odovești, județul Bacău. Cred că acum 2 ani am aprobat noi începerea, demararea pentru lucrărilor pentru amenajamentul pastoral. În sfârșit l-ați văzut, îl mai vedeți și acum în ședință, acest document înseamnă amenajamentul pastoral. Amenajamentul care gestionează, practic, e un plan de management al pajiștilor situate în extravilanul comunii Odovești. Este finalizat, este semnat de toți factorii de la Direcția Agricolă, de la noi, Comisia, urmează aprobarea în ședința de Consiliu Local, îl înaintăm un exemplar la noi, un exemplar la Direcția Agricolă și vom respecta acest amenajament. Am înțeles că inclusiv cetățenii care depun la APIA și solicită subvenție vor solicita de la primărie, de la primărie și noi vom iniția un proiect de hotărâre care să eliberăm un extract, un extras din acest plan de pastoral, amenajament pastoral, necesar la acordarea subvenției pe pășunea respectivă. Amenajamentul l-ați citit, l-ați văzut. Dacă îmi permite, doamna primară. Știu că am aprobat demararea asta acum ceva timp în urmă, dar amenajamentul pastoral, dar ce reprezintă, așa zic eu, și dacă era neapărat nevoie să da. Facem. Deci amenajamentul pastoral reprezintă documentația, practic tot acest dosar este o documentație și a văzut de mai multe acte, care cuprinde măsuri tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor în conformitate cu obiectivele de management al pajiștilor, adică în conformitate cu ordonanța de urgență 34 din 2013, actualizată și în anul 2011 a mai fost dată o lege, legea număr 214 în 2011. Deci tot ce reprezintă condiții de pășunat, condiții, cum s-ar spune, legii de exploatare a pașiștilor, da, condiții de efectuare a lucrărilor pe aceste pașiști. Fiecare, aș putea să văd dacă nimeresc acum, dar... Aș citi și suportul legislativ care implementează. Exact. Fiecare suprafață de pășune are în față un cuprins unde spune date climatice, regim termic, regim pluviometric, regimul eolian, tot ce înseamnă un amenajament pastoral pentru trupul de pășune respectiv, care să știi că nu sunt situate în același
bloc fizic, cum spun cei de la APEA și nici nu acum, cei de pe Odobie sunt trup de pășune, la dumneavoastră, la Citurești, sunt alte condiții, alt sol. Apropo, alte... mă iertați, aici sunt cuprinse sau la metodologia sau suprafețele? Tot, suprafeții, cei care au studiat, n-ați da. Venit mai târziu, da. Toți cei care au studiat, exact, cât de kilograme de, uitați, zice, da. Carența de fosfor, spre exemplu, la un trup, carența de fosfor este indusă de conținutul de fosfor mobil mai mic de 18 și tot așa. Fiecare trup de pășune în parte are, conține precizări pornind de la vegetație. Dacă au găsit arbori, trebuie curățat de arbori. Dacă au găsit mușuroaie, trebuie să impune curățarea de mușuroaie. Tot. Deci cel puțin dacă luăm în calcul pășunea primăriei, care va fi concesionată, dar asta va fi un alt proiect de hotărâri și alte proiecte, urmează mai multe numai asta, va fi obligatoriu prin contractul de concesiune să ducă la îndeplinire tot ce este menționat în acest amenajament pastoral pentru trupul de pășune respectiv. Deci nu... înțeleg că cel care vrea să concesioneze, de exemplu, islazul de la Citurești, da. Ar trebui să-și ia notiții. Vom face un alt proiect de hotărâre prin care o să aprobăm și vedem și condițiile exact din lege, eliberarea de extrasul din acest amenajament pastoral pe care dumnealui este obligat să-l respecte. Da. Și, bine că asta va fi și una dintre condițiile în contract. Da. Și urmărită cumva de cineva exact. Din cadrul primăriei. Scrie o comisie. Deci, așa cum se face și licenția la o anumită... Exact. În acest amenajament pastoral scrie clar comisia din ce este formată. Cine face parte din comisia care verifică lucrările. Practic este un cadru legal. Dacă îmi permiteți, zic eu două vorbe care să fie în completare la ce a spus Sorin. Deci eu am văzut amenajamentul, nu pot să l-am citit pagină cu pagină, dar este făcut după lege. Sau, dacă îmi permiteți, eu chiar l-am apreciat, că am văzut cum e structurat, este făcut ca la carte. Deci este un adevărat amenajament pastoral. Acum, amenajamentul ăsta pastoral este necesar ca întrebat de islazul de la Citurești. Da. Pentru că și eu din Citurești vreau să ridic această problemă. Ca să poți concesiona islazul de la Citurești, trebuie să îndeplinești trei condiții. Prima condiție, să existe făcut amenajament pastoral pentru în care să se regăsească islazul la Citurești. A doua condiție este să aibă schițe cadastrală islazul la Citurești. Și a treia este să fie trecut din proprietate privată în publică, parcă să o invers, din publică în privată, pentru că altfel este nul de drept contractul de concesiune care se face fără aceste trei chestiuni. Deci documentul nostru de astăzi este necesar. Și acum eu, în completare, aș spune o părere. Ați observat că a venit data trecută la noi aici pădurarul, Gheorghe Stratulat, da, care are și el un număr mare de oi. Și acum eu vreau să vă spun că în ce privește satul Citurești, după părerea mea, fiind niște interese mai vechi, care ne depășesc pe noi și pe doamna primar care suntem de curând aici, tot islazul a fost dat lui Costela Ștefănoaie. Un alt film, da. Eu zic că ar trebui să găsim niște soluții, poate și Stratulat, că el este pădurar și s-a mai descurcat, dar eu am simțit că nu prea se mai descurcă ca până acum și are și el nevoie de islaz. E normal. Să găsim o soluție, să-i facilităm, să aibă și el acces la islaz, nu-l mai dăm tot lui Costela Ștefănoaie, că el are oile lui și oile nu știu cui, de pe vremuri. Dar cel de pe vremuri acum nu mai hotărăște, hotărâm noi. Și să lăsăm și o parte din cetățeni care au mai multe animale și care au dreptul legal să intre pe islaz. În primul rând pe el, că l-am văzut frământat aici și a venit și atât a spus. A zis, domnule, eu fac și asociație dacă e nevoie, numai să ajung și eu pe islaz să pasc și oile. Îl împărțim cumva în două, dacă nu știu câte are Ștefănoaie, dacă asta trebuie multe. Asta trebuie să ia în calcul suprafața și numărul de animale. Da, da. Face obiectul altui proiect de hotărâre. Da, altui da. Proiect, asta este una. Eu am vorbit cu perspectivă că avem acum acest document. Da. Asta este una. În al doilea rând, știți foarte bine că noi nu o să putem decide persoana căruia îi va fi concesionată. Asta o va face, o să vedem în ce condiții se încadrează, va fi contract de concesiune, va fi contract de chirie, o să vedem, oricum, am spus de anul trecut, vom, exact, vom, vom supune la vot, până la 10 ani. Vom supune la vot și vom încheia un contract cu o
societate externă care se va ocupa de această, de această prestare de servicii, de această concesionare. În așa fel încât să-și respecte legea, să facă o concesionare sau o licitație corectă și exact cum spuneați și de acest amenajament, că am promis că îl fac ca la carte și îl vedeți că este ca la carte, da, făcut de specialiști. Iar dacă ne aducem aminte, vă aduceți și dumneavoastră aminte, cred că de anul 2017, când am intabulat fiecare suprafață de pășuni. Deci am adus cadastru, am făcut schiță cadastrală, dacă vă aduceți aminte. Da, pentru comuna Odobești, păi nu avea aceste... cele trei... Da, nu avea la nimic, nici la cămin cultural și până am făcut noi toate intabulările. Ne-au costat și bani, și muncă, și nervi, dar... cum un copil nu are identitate dacă nu are certificat de naștere, așa și noi nu putem spune că este al nostru dacă nu este prins în cartea cadastrală, în cartea funciară și nu avem acte, nu? Un teren fără carte funciară este ca un copil fără certificat de naștere. Exact. În ceea ce privește, așa cum v-ați spus despre toate proiectele, așa va fi și despre această pășune, începem cu începutul, totul va fi aprobat în această ședință. La când are data de finalizare contractul de concesionare? Este la anul, dar în mai. Dar de până atunci se face numai bine licitație și tot ce trebuie. Se pornește cu proiect, cu contract, cu tot ce se începe. Deci, practic, anul ăsta din pe total. Deci, cei interesați trebuie să demareze ca să încadreze în această licitație. Nu, ar încăpea, dar nu a fost bunăvoință. O să hotărâm. La momentul respectiv, oricum știu. Erau 5-6 stâni pe Islaza acolo la Citureș și acum nu ca și 200. Un singur... Ăsta e primul contract care l-a avut Aștefanoi, nu? O mai avut? L-a prelungit, nu, un singur contract. 10 ani. Dacă el vine cu, așa am înțeles, nu știm până nu vedem, vine cu un act adițional, cum că nu e, la următoarea... se aprobă în ședința de Consiliu Local. Nu, am înțeles că tot atunci a fost odată cu contractul, cum că dacă se scoate când se are loc a doua concesionare după expirarea contractului, el ar fi prioritar. Dacă vrea să-l mai țin sau nu vrea să-l mai țin, în perioada de 5 ani de zile. E, nu e adevărat? Nu va exista așa ceva. E adevărat? Nu va exista așa. Nu, e la mâna noastră. Da, rămâne să vorbim la momentul... Tot da. Da. Să nu va fi spus la licitație, domnul. Nu vorbim. Da, da. Nu este la mâna noastră. Vorbim de amenajamentul pasul. Da. Depinde ei care se înscriu la licitație. Da. Da, dar și noi putem ajuta în scrierea asta în licitație sau o putem trece cu vederea. O influențăm, noi influențăm, nu spunem la nimic. Nu știu, cred că e ce se prezintă la licitație cu numărul de voi, cu chestii de genul ăsta și atât? Da. Da, dacă nu mai sunt discuții, spunem la vot. Cine este pentru, este cineva împotrivă, se abține și la manifestare. Trecem la numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea accesării de fonduri pentru demolare, clădire existentă și construire dispensarul urbană, Comuna Odobești, județul Bacău. Da, doamne. Da. Știți că am depus noi proiect de, de proiect pentru modernizare și asfaltare drumuri, PNDL 2. Sunt depuși, nu am intrat cu finanțarea pentru că am intrat pentru apă și canal, dar prin ordonanța de urgență numărul 114 din 28 decembrie 2018 se referă la privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare. Asta ne privește pe noi, dar nu face obiectul la ce să discutăm. Practic, prin această ordonanță de urgență se înființează fondul de dezvoltare și investiții. Să spun dumnealor aici, guvernul, denumit în continuare fond fără personalitate juridică, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și gestionat de Comisia Națională printr-un cont disponibil. Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale în domenii prioritare. Și începem. Dispensar medical rural. Deci este pe primul, pe prima linie, pe primul loc în domenii prioritare. Principal, sănătate, scrie clar, 1, domeniu prioritar principal, A, sănătate respectiv dispensar medical rural.
Eu vă mai citesc și restul pentru știință și vă mai și da dacă vreți din ordonanță. B. Educație, respectiv școli, grădiniță, creșe. C. Apă și canalizare, inclusiv tratarea și epurarea apelor. D. Rețea de energie electrică și rețea de gaze. E. Transport, drumuri, respectiv modernizare, reabilitare. F. Salubrizare. Și 2. Domeniul prioritar secundar, cultură, respectiv cămin cultural. B. Culte, respectiv reabilitare lăcași de culte. C. Rețea de iluminat public, de sportiv, locuințe. Având în vedere înființarea acestui fond de dezvoltare și investiții și știm foarte bine și cum arată dispensarul nostru din comuna Udobești, că dacă îl văruim, ne cade tot în capul nostru, am inițiat acest proiect. Bineînțeles că înainte de a mă gândi la demararea proiectului pentru înființarea, pentru construcția unui dispensar uman, m-am gândit unde îl facem. Unde să-l facem? Atunci am revenit la amplasamentul din fața bisericii. Sediului vechi. Așa. Dar știm ce am pățit cu demolarea căminului de la Citurești. Că el este demolat, iar noi nu putem să-l scoatem din evidențele noastre, că nu putem face acte, expertiză, autorizații de demolare, nu ne dă Consiliul de Țeac, că nu avem autorizații de construcție. Deci toate sunt așa, sunt în vârf, unul în jurul altul. Și atunci am mai întrebat și eu pe cei care fac proiecte și care sunt proiectanți, consultanți în proiecte, dacă nu putem să prindem în acest proiect și demolarea. Adică proiectul să aibă acest titlu cu demolare și nu numai că să putem prinde, dar să obținem și, să obținem și fonduri pentru a porni demolarea. Da? Atunci s-a adus printr-o adresă oficială, pentru că asta am vrut, ca să pot să am de ce mă lega, că chiar este binevenit să fie prins în proiect atât demolarea, cât și înființarea. Mai ales că noi avem o construcție și de bine de rău, o mai poate fi acolo, adică n-ar vrea să o demolăm și să nu obținem finanțare pentru construcție. Da? Deci în momentul în care va fi aprobat acest proiect, sumele respective vor fi aprobate pentru demolare și construcții dispensar medical rural. Problema care noi nu suntem obișnuiți și care pentru noi este o problemă mai grea, dacă pentru PNDL am depus doar scrisoarea, anexa 3, așa zisă, cu scrisoarea de intenții și un calcul major, sau mă rog, cu aproximații al cheltuielilor, deci aici nu ne ia, nu ne primește, mai bine zis, proiectul, dacă nu avem autorizația de construire necesară demarării execuției. Și zice la articolul 3, fondul poate angaja sume pentru finanțarea proiectelor de investiții ale beneficiarilor prevăzuți la articolul 1, în limita plafoanelor de trage disponibile la data solicitării. Și la 2 zice, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita finanțare din fond pentru obiectivele de investiții ce se încadrează în domeniile prevăzute în următoarele condiții. A. Să dețină autorizația de construire necesară de demarării execuției. Ceea ce o să ziceți dumneavoastră acum și cu asta, poate o să ziceți. Dar autorizația este ultimul act pe care ni le eliberează înainte de a porni, de a începe o lucrare. La baza autorizării stă proiectul care îl face un inginer, costă bani. Avizile, spre exemplu pentru apă și canal, avizul de la drumuri ne costă 16.370 de lei. Adică, pe înțeles, nici noi nu avem voie să mai vorbim în bani vechi, dar e 163 de milioane la bugetul comunii Odobești. Este o sumă. Dar trebuie să plătim, altfel nu obținem autorizația. Deci până să ajungem la această autorizație, începem cu pași mici, aprobăm demararea, întocmirea documentațiilor, o să căutăm un consultant să ne facă proiectul, plecăm după avizii, ajungem la o valoare care vă supunem acei indicatori tehnici care i-am supus la fiecare investiție, supunem aici în cadrul ședinței de Consiliu,
le punem documentația la Consiliul Județean și Doamne ajută. Asta vreau să întreb pe cine bazăm. Sperăm, nu? Da. Nu sperăm, nu ne dorim? Asta vreau să întreb pe cine bazăm pe realizarea acestui proiect. Ne bazăm pe acești bani care o să vină de la fondul de dezvoltare și investiții. E bine, dacă e bine că demolăm. Adică nu facem nimic, o să perdem eventual banii care o să plătim proiectul. Dacă, dar având în vedere, eu totuși cred, uitându-mă în țara asta, că sunt comuni întregi, asfaltate, cu cămini culturale de ce mai mare dragul, cu dispensare, doar noi nu am ajuns decât cu un asfalt care se strică. Și care e altă discuție, mai bine. Sperăm. Adică cei care au obținut fonduri prin PNDL-1, prin GAL, cum avem și noi iluminatul, da? Iluminatul nostru cu 23 de stâlpi este prin GAL. Toți bani. Așa poate vom obține și acești bani și vom avea și noi un dispensar să vină un medic să stea cu plăcere, să consulte în condiții care sunt necesare. Două chestiuni aș vrea să zic și eu. Una generală și una particulară. Sper că nu aveți vreo boală. Poate? Nu aveți nicio boală, nu? Nu. Aia generală se referă la ordonanța 114 să vedem cât o să mai rămână din ea, că dacă observați este ciufulită de sus. Că asta îi cuprinde și taxa aia de lăcomie pentru bănci, pentru care ministrul de finanțe, vedeți că este presat de bănci, că din păcate băncile majoritare sunt străine și care toate la sfârșit de an au profit zero și plătesc la statul român impozit pe profit zero pentru că fac o șmecherie. Ne dau cu dobândă mare, ne acordă nouă la depozite dobândă mică, câștigă bine și își fac o socoteală și pe urmă împrumută de la banca mamă din străinătate cu 19% bani ca să-i bage la cheltuieli și să zică... Este? Dacă aș fi moderator de emisiune, v-ar zice aveți dovezi? Dar sigur că avem. Nu, dumneavoastră personal. Aveți dovezi? Știți cum zic că deci la emisiunile? Deci aveți de, de la Institutul Național de Statistică, da. Din ce se publică oficial, astea sunt dovezile mele, că eu nu lucrez în sistem. Așa. Și să vedem ce o să rămână, că vedeți că se tot ciufulește și tot se fac presiuni să o desfințeze. Haideți și... să citim titlul, da? Ca să... De asta am spus că ne regăsim și noi în 114. Nu mai este treaba noastră. Ordonanță de urgență numărul 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și eu am zis punct. Și după aia urmează la ce vă referiți noastră. Și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Eu am zis că sunt sceptic un pic, pentru că știu că celelalte sunt... Vreau să vă referiți la partea a doua. Eu nu vreau să cred că partea întâi va fi influențată. Nu vedeți că nu, vor să o desființeze? Da. Și avem din păcate nu și, un, desființează, și, și un partid plin de patrioți care se cheamă PNL, care susține cu tărie desființarea acestei ordonanțe 114. Și o chestiune particulară, vorbim de 2 ani aici, pentru că sunt ciutureștean, de Căminul de la Ciuturești. Dacă o să obținem aprobare pentru dispensar să-l demolăm, poate o obținem și pentru Căminul de la Ciuturești. Nu avem un cămin... Dar Căminul e pe la punctul 8. Nu, 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 stai un pic așa. Am aici un amendament. Este trecut acolo la punctul 8 la instituții de cultură, dar părerea mea că este și instituție de educație și se încadrează la punctul 2 și dumneavoastră țineți adunări în școli. Eu, ca președintele Comisiei de Cultură, Culte și Învățământ, am făcut activități în școli, în biserici și în casele prăznicale, pentru că n-am un cămin cultural în toată comuna, să adun și eu 50 de oameni, am făcut simpozion în curtea bisericii, era frumos, era aer curat și era vreme bună, și nu avem un cămin cultural. La Ciutorești s-ar preta foarte bine și nu avem locuitori, și pentru că deja l-avem, avem locul, trebuie doar să obținem... obținerea demolării. Să încercăm. Știu că v-ați preocupat, cunosc chestiunea, dar poate vă dați seama că eu în calitate de primar sunt primul om care suferă când n-am unde să fac o adunare, nu? Da. Sau n-am unde să fac o serbare. Exact. Păi noi am avea plăcerea să plece de la punctul 8 la punctul 2, dar dumnealor de acolo îi spun eu. Haideți să vă mai citesc în continuare. La
așa, pentru știință. Deci, unitățile administrative teritoriale pot solicita finanțare din fond pentru obiectivele de investiții ce se încadrează în domeniul de așa, în următoarele condiții, să dețină autorizații de construire necesare de amărări execuției. B. Beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la articolul 1. Am fost, am cerut urechile, v-am spus. Ce? Ce? Să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal. Nu-i secundar, este pe locul 2, după părerea mea. Deci dacă vreți, eu vă aduc argumente științifice că se încadrează la educație. Dar nu mie, e memoriul pe care o să-l fac, trebuie să aduc. Nu, și ălora de acolo le aduc. Vă spun eu, ei nu vin să discute cu noi, că sunt foarte deștept. Dacă ar veni, poate că ar înțelege și la lucru. Domnul Floia, dar sunteți la putere, domnul Floia. Ați uitat treaba asta că sunteți la putere. Aveți guvern, nu? De ce nu vă duceți după bani? Pentru că mi-mi place. Sau, deci guvernul actual a făcut foarte multe față de celelalte guverne, să știi. A spus față ceva de 114 de taxa lăcumiei? V-ați legat de penelist, domnul Tăreanu. V-ați legat de penelist, da? Păi, dar normal spune. Păi, ce spune susține domnul Tăreceanu? De ce modific ordonanța 114? El săracul vrea să o scalde ca să-i face pe toți. Nu ca voi să desfințați. Voi, Dănuț, las-o cu penele-ul tău. La ce l-a putut? Da. Trebuie, oate de apă. Lasă-mă cu PJV, da. Să punem la vot. Nu este pentru, este cineva împotrivă, se abține cineva cu unanimitate. De fapt, deci la numărul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea membrilor serviciului voluntar și aprobarea acordării drepturilor de care beneficiază membrii serviciului voluntar de situații de urgență de la nivelul unității administrative teritoriale, Podovești, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 1579-2005. Da, bănuiesc că vă întrebați de ce am pus acest proiect pe ordinea de zi. Cei care i-am sunat la miezul nopții, de cu seară și mai spre dimineață, probabil că înțeleg. Anul ăsta mai mult ca niciodată, cred că se împlinesc 4 săptămâni, de când stângem focuri. Stângem focuri cetățeanul în trafic, spre exemplu așa mi sună de la pompier și zice doamna primar și eu zic da. Un cetățean în trafic ne-a informat că pe șoseaua Bacău-Vaslui arde focul de nu poate să meargă. Sau pe livada din stângă arde focul de nu mai știu ce. Bun, cetățenii din trafic informează, cetățenii noștri dau foc, bănuiesc că nu sunt mulți, dar nu se spun care sunt. Am ajuns la concluzia că nu mai putem apela, că în comitetul nostru de situații de urgență am pus personal pregătit oarecum și intelectual și să înțeleagă ce spune. Totuși, acolo unde stângem focul, ne trebuie tineret. Deci tineret. Stângem focul cu mădurul, cu lopeți, trebuie să aplece, să ridice, să mișcare. Când îl scapă de sub control, doamna primar, că el se întinde și ar trebui, dacă l-ar ține din scurt, că dacă e lângă foc acolo, trebuie să-l urmărească eventual. Domnul Pușcașu, avem niște poze pe care le puteți vedea după ședință. Dau foc nu într-un loc. Intenționat, deci când vedeți că arzi dintr-un capăt în altul, așa de zici că ești, nu știu unde ești. Mai sunt și rău făcători, poate. Clar, păi da, nu, cei care nu sunt rău făcători stau acolo, supraveghează focul. Deci degeaba am fost noi afișii peste tot, că doar ați văzut. Am fost la fiecare în parte, nu dau foc. Mi-am explicat că cei care, pentru că, nu știu, poate ați văzut, elicopterii care filmează de la Apia. Deci dacă un cetățean care solicită subvenții de la APEA va fi descoperit că în aceste poze, că pășunea lui este arsă, deci este tăiat de la subvenții, scrie clar, este o pedeapsă pentru cei care solicită subvenții și dau foc. În concluzie, deci noi am refăcut acest comitet. Asta nu înseamnă că dumneavoastră cei nominalizați ați dispărut. Noi am completat, mai bine zis, cu următoarele persoane. Argent Vasile, care am apelat tot timpul la el, că asta este și mai vine și copiii. Praxiu, vorbim de Odobești.
Praxiu Vasile și Cristian Lucian, e băiatul ăsta tânăr de aici de lângă noi, da. La Ciuturești, Anania Ionuț, Matei Răzvan Vasile, Burcă Constantin Vasile. Eu nu, practic, pe Burcă Constantin l-am văzut, cred că într-o noapte, atâta când a venit cu domnul Nicuță, dar vecini cu dumnealui pe acolo, la Tisa, nu? Da. Își vecini pe, de lui pe acolo, ia din mașină, pleacă cu ei și vin. Neamuri, mă rog, are putere asupra lor și la orice oră... Băiestineri. Da. Smou Vasile. La Tisa, domnul Joc Emanuel, Vasile Emanuel, Ojoc Cătălin și Bârliga Mihai. Ojoc Emanuel este pus în această comisie din cauza tractorului. Exact. Avem multe locuri unde dacă trage o brazdă, oprește foc. Da. Ei, el vine cu tractorul, trage, vine, are o cisternă cu apă, până vin pompierii, dar pompierii nu pot să vin, să urce pe multe locuri. Exact. Da. În schimb, dacă din comitetul din personalul voluntar de urgență făceam noi parte, care o parte eram consilieri, o parte și mai suntem și mai luăm salarii sau ce mai luăm, aceste persoane vin o dată, de două ori, dar nu vin de câte ori chemăm noi, că până la urmă le trebuie papuși, le trebuie haine, că le duci acolo și miroși a fum din, nu se mai poate. Atunci, în baza articolului 7, litera K, din statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin HG numărul 1579 din 8-12-2005, unde zice voluntarul din serviciile de urgență beneficiază de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar. Quantumul orar, compensația acordate voluntariatului se stabilește și se achită de Consiliul Local, diferențiat pe categorii de funcții și nu poate fi mai mic decât quantumul orar calculat de valoarea salariului lunar minim pe economie. Având în vedere că salariul minim pe economie, cel, știți că e diferențiat între persoane cu studii medii, persoane cu studii superioare, cel cu studii medii, 2080 de lei, la 168 de ore, norma minimă de lucru, este 12 lei și 38 de bani pe oră. Sumă minimă ce poate fi acordată ca și compensație în bani pentru timpul efectiv de lucru. Am propus 15 lei pe oră pentru orele de pregătire, dacă vor fi, iar pentru orele de intervenție suma de 25 de lei pe oră, din următorul motiv. Fiecare sumă, știți că este impozitată. Da. Adică la 25 de lei e 16 lei, probabil, sau 17 lei. N-am făcut încă calculul ăsta. Orele vor fi contate de către șeful SEVDA, ca și prezența. Am făcut un tabel de prezență la fiecare eveniment în parte. Dacă vine cu mijloc auto, mașină proprii și aduce și alții, la fel se menționează. Ne dorim să nu avem evenimente, că nu ne dorim, da, să nu avem evenimente. Da, de caz și de durată, da, sigur. Exact. Nu mai vrem, da, la participare, la fiecare. Da, și așa este. Și la... am aprobat aici... Dar știți că eu când l-am sunat pe Nicuță, nu mai răspuns. Nu mai răspuns. Nu-i nimic. Lui îi place să lucreze cu tine. Când ne-a dat foc la soacră mea cu șandră tine, l-am sunat, nu știu, la vreo 10-11. Nu mai răspuns la telefon. Chiar îți las? Nu, dacă v-a dat foc la soacra ta în grădină, Nu eram deja la Tulbuc. Nu, atunci, când am fost cu el de-a spălat biserică. Altă dată, ultima dată, când dăduse foc toată lumea. Da. Lasă-ți reterul prezentul. Da. Dacă să-mi discuți, spune-mi la vot. Nu, discuți. Am ceva de spus. Se pare foarte corect. Da, foarte. Ca băieții ăștia, fiind și tineri, eu luminezat foarte bine doamna, nici ei nu poate să ducă chiar degeaba, acum să fim sinceri, mi-e cu ceilalți, au familie, au chestii care... Dar ce nu și telefon, domnul. Îi trage un pic și pe ei inima, bă, s-a întâmplat ceva, mă duc, cât de cât. Deci mi se pare că sunt plătiți, au, hai, nu e chestia atât de placă, dar... Vezi că
facem mult la... Pe că la anumite cazuri te duci în oficiul lor. Sigur că da. Depinde de dacă e în sat. Ar trebui unul dintre ei în fiecare sat să fie un pic mai autoritar asupra celorlalți 2-3. Pentru că când au văzut un foc, el să-și ia inițiativa și să se anunțe pe ceilalți. Bă, s-au opus unul, dau foc. Bă, am o leacă de autoritate, mă duc la el. De ce ai dat foc sau ce ai făcut? Deci se poate face și ceva în cazul ăsta. Nu ai nicio putere asupra omului. Cât de cât. Am și o chestiune care stă pe suflet la capitolul ăsta cu datul foc. Și aici cred că trebuie să vorbim cu poliția. Tot satul știe că lui Xulescu îi propune cineva 50 de lei și îi dă foc la stocul lui Gheorghe Alu Botea. După un timp îi mai propune altcineva 50 de lei și îi dă foc la fânăria lui Petranu Virgil. Sau Buiu, cum îi spunem noi. Deci tot satul știe, tot satul vorbește, dar poliția nu știe. Și ăsta, GRVD-ul, stă în libertate, se plimbă și te și amenință. Cine-i GRVD-ul? Dar nu știe? Nu știe toată lumea. Dar eu cred că nu știe nimeni în situația asta, domnul Jur. Dacă ar vedea cineva pe un raport, dar șopiu, dacă îl văd un opresc, vorbim, dar... Deci Gheorghe Alu Botea s-a dus și a și făcut la poliție. Ion. Dar l-a văzut Ion? Bă, e acum că l-a văzut, nu l-a văzut. Dar poliția are metode specifice. Nu mai are. Care ar putea să intervină. Și mai eu, știți cum, asta știți cu ce seamănă? Că poliția nu știe? Seamănă cu moartea băiatului Gheorghe Toia de acum 2 ani parcă. Că tot satul știe că l-a bătut ăla și ăla, că era și un martor de față, dar poliția a dat aneu, adică autor necunoscut. Un drag o fi necunoscut când toată lumea... Pentru că acest proiect a ajuns până la proiect. Caz a ajuns la procuratură. Adică știu că au fost audiate persoane din Citurești la procuratură. Deci nu au rămas... la nivelul comunilor. Medicul legist, când asta este una, dar încă ceva, domnul consilier Munteanu. Clar, verificat de mine. Toți îmi spun, dar vă zic numai matale. Nu mai spui la nimeni. Adică știți? Îmi zice mie, dar eu cum să dovedesc că el mi-a zis mie? Zic, măi, tanti, dar hai și declar. Eu? Doamne ferește! Da, asta e treaba. Nu vor fi polițiștii mari, dar oricum și ei, dacă nu au o declarație semnată, nu are cine, nu are ce să... Băietul Bursucu eram din noi. Toată lumea știe că el, dar nu l-a văzut nimeni. Păi vezi, uite, deja ați pomenit numele, ăsta e de înțeleg. Da, așa ca vorbi. Că știi, dar te-ai pronunțat probabil, ca cum. Eu fost frică să-mi dea foc. Frică că... Chiar lui de rândul, nu. Nu, nu-i vorba de frică. Nu, el a pățit că a fost un neprins, știți? Nu pot. Cum doamna primar, domne, ai dovezi? Nu. Adevărul că e ușor să ne retragem așa și să zicem, dar dacă ne stăm putință, cu informații, cu orice, eu cred că e bine și în următoarea să participăm și noi la înturare, pentru că e normal, dacă lăsăm așa și ne vedem nas, mâini pe mâini să-și laudă și tot nu-i face nimic. Ce mai văzut? Ai de o vezi? Da. Și adică noi ce putem să facem? Să iubim omul? Nu. Ce aș putem face noi și dumneavoastră este ca măcar poate intrați în magazine sau cum ești tu, Sorin, ai magazin. Să nu mai suni la pompieri, nu mai suni la 112 dacă nu știu ce văd. Spre exemplu, acum într-o seară, nu mai știu cum v-am zis, dacă în fiecare seară stă în focuri, sună Chiva lui Bulai de la... Duminică seara, da. Era, cred că 9:06. Că l-a copt casa lui Ghița lui Șchiocu. Și eu fusesem cu 10 minute înainte, că ardea aici toată livada și se vedea fumul venind și de spunat Isa. Mă duc să văd să nu arde ceva și acolo. Ajung, nu arde nimica. Ajung în joseamă, sunt Isa neavă însemna. Ajung, sună pompierii. Doamnă, dar unde sunteți? Că noi uitam să o femeie moare, răgnește, ia foc. Și cum mă cheamă, domnule? Bulai, Chiva. Bulai, sunteți siguri că era bine când o vorbe cu dumneavoastră, că doamna respectivă mai așa. Doamne, nu stați să analizăm doamnele cum să nu stați să analizăm doamnele. Trimite-i mașina de. Nu trimite, că nu este foc. Până acum nu ne trimitea niciodată. Deci am descurcat să vă cum puteți. Că arde tot județul. Acum trimitea mașina. Stau și mă întreb, dacă venea mașina pentru Chiva, și nu ardea nimic. Nu ardea nimic, nicio treabă. Ea era băutit sau cum era ea și...
Vedea foc. Vedea foc. Vedea fumul ăla când se acolo jos, că vedea foc. Vedea fumul. Era tăria, cred că. Tăria era plină. Și domnii care sunt la pompier sau care când anunță salvarea sau anunță știu eu ce mai ajung, nu înțeie pe 1-2. Nu se poate deplasa o salvare sau ceva, vin și găsesc că de fapt nu e nimic și în timpul ăsta o viață de om sau... Buzucă, dar foc la deal de sat, acolo, la vinii. Sunt, da, nu, așa cât masa asta, atât așa. Era omul doi cu mătura, tot așa. Și ne-o dat telefon la pompier. Mă părut cu mașina pompierului. Părut, săptămâna trecută. Vine, oamenii erau doi. Așa? O intrat pe la bașa, de nu se ducă. Dar au venit aia, n-au venit cu mașina de pompier, au venit cu mașina de control. Da, mașina de asta mică. Mulți se ducă așa, s-o zic acolo. Cum se spune matare, dacă te smeți, dau amien, ce da foc, n-ai voie să dai. Păi nu, domnule, că stai aici, n-ai voie, amien. Și l-a amendat sau l-a venit? Nu știu, eu dat amien. Nu l-a amendat, era cu măturoiul și da. Nu l-a amendat. Dacă era supravegheat. Dar nu, că e întâmplător de la 1-1-2, că zic că ai dat mașina asta pompierului, că nu te controlă cu așa, cineva care lucrează la jandar, le-a dus foc. Și când l-au văzut tot măturoi, dacă l-am văzut așa, o dat cu mătărul tău așa, când l-au văzut mașina, coborât jos de vale, au luat mașina așa, dă-i de la mașina, tot o lată. Și focul s-a stâns singur, la tăra parte. S-a stâns singur, nu a avut nimic. La albă, fără. Au plecat automat. La voastră sunteți cu descoperirea, nu mi-e luat. Nim braca, nimic. Sunt și nici jandar. Braca, nimic. Da, da. Nu mai știu. Da, Victor, da. Punem la vot. Pentru că este ceva împotriva celuilalt. Da, numărul 5. Întrebări și interpelări adresate executivului. La focurile astea când se dau, dă copiii. Dă copiii foc. Dă copiii foc la focurile astea. Deci doi oameni maturi, de cap, au dat foc la vie, Tomiță-și cu Jernica Vandăi. Și-au dat foc acolo, au făcut curățat și-au pără. Și-au lăsat focul ăla. Ei, când au plecat, vântul și-au putat de ea. Păi și cu focul se alunde, a domnit până la Petrușca și-o ars araje frumos, pe tăincă toți. Și cum au luat-o la bani, la Anghelul Fuzil la Petrușca și nu ai putut să părăstui asta. Ne bătut la deal acolo, mă uit, atât frumos ar de focul, dar unde se bagi un fracăr așa acolo? Și vin Tomiță și ai văzut? Copilul și-a mi te-a dat foc. Dacă ai, ai și alu, nu l-ai văzut. Ai copilul, dar tu ai pus, te l-ai dat foc. Copilul și-a mi te-a dat foc. Da, doamna președinte, doamna primar, stimați colegi, o întrebare. Am ascultat cu mare plăcere raportul concret, real. Constat că la școala Citurești încă nu există o toaletă. Ar trebui și întreb primarul, Consiliul Local, demersuri. O toaletă corespunzătoare. O toaletă corespunzătoare, pentru că sunt 145 de copii de grădiniță, primar, clasă 1-4, gimnaziu, profesori, bărbați și femei, cu două cabine. Este al doilea an de când ridic problema toaletei. Trebuie rezolvat neapărat. Apă curentă nu există. Și să avem în vedere, doamna primar, așa cum ați prins și spunem că în ordinea a doua este educație, să rezolvăm problema. Au ajuns colegii de... Mă duc la toaletă. E într-un mic de grădiniță. E mic. Zice, dom'le, m-am dus la un vecin, am bătut în poartă, lasă-mă să intru la toaletă. Nu-i bine. Colegii la școala Citurești. Da. Da. Cadre, da. Da, asta aș vrea ce-or face că nu, ei nu au nici clanță la ușă, oare cum intră? Da, da. Este, deci avem o școală modernă. Știu. Dotată. Este adevărat, nu avem clanță la ușă. Dar de când trebuie și clanță la ușă? Ei, de vreo 2 ani de zile se tot cumpără niște clanțe care nu se mai potrivesc pentru că se cumpără niște clanțe pentru uși termopan. Și ușile sunt din PAM. Și nu bat una cu alta, să spunem. Aș mai dori să aveți în atenție să termină cu dezăpezirea districtul drumuri și poduri. Eu sunt afectat, dar nu numai eu, și ceilalți care tot ce este în curtea districtului, când încep ploile, curge pe pârâu.
toate rezidurile sau, mă rog, sarea. Este un calciu, ceva, un amestec, piatră, nisip, are un miros persistent pe timp de noapte, dăunează culturii, se deversează în grădini, în cursul apei și ar trebui, domnule viceprimar, să-i atenționați, pentru că eu am întrebat, zice, mai avem până la sfârșitul, până la 1 aprilie contract și am plecat de aici. Să lase șanțul care este împrejur, să lase decolmatat, adică fără sare, fără calciu, da, fără visim, plus de asta că podul unde ei lucrează și trec mașini mari, mai intră și cu lama, că e noapte, lucrează, nu se vede, s-a... Am văzut, da, trebuie de făcut. Nu avem, doamna primar, internet la școala Ciuturești City. Da. Facem activități, folosim câte un stick. Domnul Acuț, eu cu mare drag vă ascult, dar dumneavoastră uitați, ca și toți din învățământ, da, că începând de anul trecut, n-ați luat salariile, nu le mai luați de la noi. Sunt, dumneavoastră, cartele didactice... Nu, sunt, deci salariul este altceva, dotarea este altceva, este asigurată din fonduri. Da, aveți manager, domnul, aveți consiliu de administrație. Da. Primarul pur și simplu nu mai are nicio putere la școală. Da. Să înțelegem că ați spus, sunt primării unde este foarte frumos, arată totul ok și vedem la televizor. Se depune eforturi mai multe de atragerea fondurilor și ar trebui să umblăm un pic, să aducem niște fonduri și mai multe fonduri pentru școli, pentru real, pentru a arăta școala mai frumos, cu tot ce e necesar, dotări. Aș mai dori să mai adaug un lucru. Revenim, că vreau să fie clar totuși punctul ăsta, nu-l uitați, nu-l uitați pe următoarele. Revenim la capitolul ăsta învățământ. Noi ne știm foarte bine atribuțiile Consiliului, care le mai avem asupra învățământului sau împreună cu învățământul. Dar, îmi pare rău că trebuie să o spun chiar astăzi. Dumneavoastră, domnule Năcuță, sunteți și în Consiliul de Administrație. Da? Este inadmisibil să ne vină în control, da? Pentru modernizarea școlilor, care e modernizare ce a costat miliarde la Citurești. Și dumneavoastră, cei care conduceți, să nu aveți clanții la uși. Așa este. Este inadmisibil. Așa este, sunt de acord. Dacă vă plouă primăria, dacă ninge primăria, nu spun părinții cât sunt de nemulțumiți. Domnul Cojoc este aici. Domnul Neagu este aici. Nemulțumiți total de cadrele didactice. Cred. Iar eu stau și mă uit la școală aici lângă noi. Deci nu este posibil eu cadru didactic să stau pe scări, să mă uit cum copiii aruncă tot ce mănâncă în curtea școlii, mă uit și plec. Vă cred. Deci nu credeți cumva că și de la dumneavoastră trebuie să plece un îndemn, o vorbă, bunul ceva? Exemplu, așa este, doamna primar, bunul exemplu ne demonstrează că suntem modele. Nu bunul pot exemplu. Să cred că în școală, în loc de activitate, nu se face altceva decât bârfă. Bârfă că și dacă a dat primăria cadouri, și credeți că a dat din banii comune, cine știe câte sponsorizări are primărița și o băga bani în buzunar? Ori dumneavoastră sunteți consilier. Am aprobat cu toții aici o sumă de bani. Nu am spus niciodată, eu primarul v-am adus. Niciodată. Am spus clar, aceste cadouri sunt cu aprobarea Consiliului Local din bugetul local. Am fost de față, așa ei, este. Stau și mă întreb, tu cadru didactic, cum poți vorbi asemenea mine? Toată lumea se uită în gura preotului, în gura polițistului, în gura consilierului și în gura profesorilor, nu? Cum poți tu să întrebi, întreabă doamna care a venit în control la Citurești, de ce nu aveți clanță la ușă? Păi eu sunt ca o profesoară de engleză. Eu m-ați blocat. Vă spun. Da. Așa și, este. Păi eu profesor de engleză. Dacă strâng ușa, păi nici nu plec acasă până în o repar, dacă am un pic de bun să-mi exemplu, ce spunem, doamna primar? Exemplu personal și buna creștere își lasă amprenta și într-o școală,
și în familie, și în primărie. Suntem cu toți aici. Știți, de la începutul mandatului meu, nu puteți spune că n-am investit în școală. S-a făcut grădiniță fără să aibă posibilitate să fie brașată la curent electric. Da. Am cheltuit din bugetul local peste 800 de milioane vechi. Da? Bani care puteau fi folosiți în altă parte. Cineva și-a bătut joc. Pentru că și-a bătut joc. Am venit la școală la Tisa, figurează cu centrală două chiar. Nu era niciuna. Nu funcționa o centrală. Cumpără centrală că vine iarna. Stau copiii în frig. Da? Toate astea. S-au semnat procese verbale de recepție. S-au făcut inventare. S-au făcut tot ce ați vrut dumneavoastră cu semnături. Da? Că semnăturile alea însemna că există. Deci nu știu dacă noi toți consilierii de aici am aprobat datorită, sau mai bine zis, fiind conștienți că este necesar ca educația asta să ia altă formă și la noi în comun. Așa zisele sume complementare, că ei au buget propriu. Da, n-am mai ținut cont. Știți foarte bine, am zis ce facem? Facem, doamna, până azi facem, cum stau copiii așa? Nu că aș fi de acord cu acel veceu care există, construit de zeci de ani, da? Iar nu pot, eu nu am dat niciodată vina pe cel care a fost primar, cred că știți. Dar stau și mă întreb, până acum, unde s-au fi dus oamenii ăștia la veceu? La vecini? Nu, doamna primar, da. Da? Eu am ascultat. Putem face lucrurile să meargă mai bine. Fără dumneavoastră, nu. Putem face lucrurile să meargă mai bine. Ca să vină de la primărie și doamnele din cancelare să stea în cancelare și nici măcar să nu fie atent și le spui. Când eu am venit anul trecut cu expert la școală, la Tisa, erați acolo? Când am vrut să băgăm WC-ul, toaleta în interiorul școlii la Tisa, în corpul ăla, au sărit toți. Și unii mai punem cornul și laptele, nu se poate. Acum trebuie spațiu, știți, da, sunt amănunte. Deci nu ne mai lasă spațiu pentru fiecare. Domnul Măcuță, nu ne mai lasă să construim toalete decât în interiorul școlilor. Da. Nu zic că sau anexate. Toate comunele, toate comunele. Da, pe doamna directoare nici nu interesează treaba asta. Eu am propus. Am crezut că va fi, dar eu nu am spus-o ca să-ți reproșez ceva. Da, e dureros, nu e bine. Am spus-o. Copiii mici se vezi că se amestecă și fug unii de alții și pentru cei maturi la două cabine. Lucrul ăsta, găsim o soluție să o rezolvăm. Nu vreți să o găsiți? Între dumneavoastră întâi în Consiliul de Administrație? Să văd și odată că veniți dumneavoastră cu o propunere, nu dumneavoastră Năcuță. Da? Nu dumneavoastră Năcuță. Să vină doamna directoră, cu ce faci, cu ce-o făcut cu banii, cu ce faci de acum înainte. Profesor de intenții. Chiar asta vreau să întreb. Se poate ceri cheltuieli la școală? La buget. La buget, discutăm da. Atunci. Da. Ca și la primărie și la școală, că realizarea bugetului pe 2008. De la școală pe 2018. Și bugetul pe 2019. Da. O să vă spun că totul este transparent ca și la primărie. Așa cum ați amintit că toate hotărârile au fost duse la îndeplinire și s-au achitat și în cadrul școlilor. S-au făcut cheltuieli cu documente. Nu ne îndoim că ați avea documente. Eu spun pentru a merge mai bine, spre mai bine. Iar dacă unii, mi-am exprimat poziția că da, fiecare om își cunoaște și se exprimă atât cât poate. Și trebuie să-și face datoria la locul de muncă în funcție de capacitățile pe care le are. Mai mult sau mai bine. În a judeca este foarte ușor. În a face este foarte greu. Nu putem vorbi despre cadrele didactice că își fac datoria cât pot sau cât știu. Cadrele didactice au o pregătire pe specialitatea care e pe post. Și cea mai aș constatat cu tristeții că în 2018, asta la diverse, s-au născut 0 copii, 19 decese și doar 9 căsătorii. 21 decese, nu știu. 18 decese, mă rog. Este trist pentru comună, o populație îmbătrânită și va fi și mai îmbătrânită
vina este a celor 30 de ani, a lipsei locurilor de muncă, a nesalarizării, de ce s-au dus în străinătate? Pentru bani mai mulți. Devine și societățile că dau salarii mai mici și nu lucrează la negru, dar asta ne depășește pe noi. Este trist pentru mine, ca om al comunei, al satului, că îmbătrânim, nu mai sunt tineri. Și întreabă cineva la biserică, pentru că a fost duminică, acum marșul pentru viață, zice să mergem la Bacău, preotul. Și cineva din biserică zice să meargă cei tineri cu mașină. Și preotul zice, care cei tineri cu mașină? Cei tineri nu prea mai sunt. Sau dacă sunt, sunt mai mult pe la magazine, pe la creșmă, mai fac și scandal. Da, este un adevăr. Mi-aș dori să fie mai bine. În rest, noi ne-am înțeles ca și consilieri, am dus la îndeplinire, ne-am achitat, putem face lucrurile să meargă mai bine și mai frumos, să se simtă omul mai îndestulat. Și este bine că se începe proiectul cu acele panouri voltaice, da. Pentru că chiar am auzit în comunitate, zice, domnule, de un an de zile ne-a spus că se vor pune și nu se mai pune. Și asta e avureală și asta este așa, înainte de alegeri, probabil o să apară. Acum nu știu, dar e bine când încep. Iar exista acest bun. Dar aceste panouri, știți că sunt 23 de zile. Da, ceva la mănăstire, adică da, nu da, un alt sat. S-o da, da. Nu, era vorba de celălalt de care vor, se vor realiza. Da, nu mă refer la stânga. Da. Mulțumesc. Am atât. Spuneați, doamna primar, că data limitelor a domnului Cobuz e martie, nu? 30 martie. Deja o trece și martie. Știu. Văd, mă uit, toate creierile alea azi zgoare pe jurnal cu dâine, dacă avem de acolo, curățăm două. Haideți că le-a ridicat de pe șans pe șans. Din șans pe șans. Am văzut. Am văzut că oamenii la pas de 16. Progres, domnule. Am văzut că de la oameni la pas de 16 erau pe drum la Citurești. Odată, care din greșeală o să ducă să strângă creierile în urma iluminată. Nu le-am zis nimic. Au venit cei de la EON și au tăiat creierii pe șans. La tine, Liviu, am văzut. Da. Așa. Domnul vici, eu trimis să strângă crengile, eu și-a spus în vierne și unde? Asta e vina lui domnul vici primar, că nu stă cu ei. Măcar 10 minute, băi, acum și-al pui să facă, fă, fă șansul, fă curățenii. Ei, unde-o văzut crengi, s-au apucat de strâns. Da. Nu știu care a fost intenția aici. Cu iluminatul public la Citurești nu am mai probleme de mult timp, dar acum, ultima săptămână, numai chiar Alexandria a fost. Am văzut. Da, chiar a fost. În Citurești funcționează. Da. Nu, Alexandria, de jumătate, partea din de la intrare de aici, iar nu funcționează. Dar l-a făcut. Acum nu mai l-a desfăcut, dar aseară iar nu a mers. Aseară m-am dus eu. Atins la nou, știu ceva. Și iar s-a stins, într-o jumătate de oră. Dar nu-i tot satul. Nu-i tot satul, la mine a fost cu din aseară. Ca să nu spun că tura trecută, au fost o 3 zile. Deci, chiar nu ați trecut atunci și imediat a venit mașina. Ați văzut jumătate atunci că e... Păi am sunat. Da, și a venit mașina, dar aseară iar nu a fost. Deci asta nu am văzut. Cum au toaletat copacii, că parcă mai rău făcut, că n-am mai avut nimic probleme noi cu... N-am mai avut nimic probleme cu... Da, problema este că ați văzut ce mașini au venit. Că dacă eu mă dădeam o dată în mașină, era jos mașina. Adică nu da. Știu. Nu știu ce-o tăiat, nu știu ce-o... Bă, ăștia mai mici. Dar noi n-am mai probleme, din unde, când nu am avut probleme. Care sunt urmări? Acum, după ce tot toaletat toți copacii, acum s-a întâmplat. Și eu sunt într-o stor, nu știu acum și două zile, trei zile. Eu ieri am sunat la Ion. Da, dar a venit, i-am văzut că a venit. Dar sari iar nu a fost. Posibil să fie și tehnici, numai din cauza pomilor. Nu cred că sunt tehnici. Probabil că au fost lăsate, că poate cumva să se ating la balans. Vreau să spuneați într-o ședință anterioară o discuție cum că ori să înlocuiască tot... Așa o spun, așa, să încep cu ciuturești. Cu axial a venit pentru că... S-ar potrivi din unul, pentru că așa cum avem noi să bat una de alta de atâți, așa atâți ani de zile, s-au lăsat frumos de asta să mai mulți abonați, acum nu mai e ca 20-30 de ani, că nu erau atâți abonați ca acum, și nici transformatorul nu mai face față, eu cred. E pentru un anumit număr de abonați. Aș face o invitație interne, da? O invitație, domnilor consilier. Aveți nepoți, copii la școală? Vă rog să treceți la școală ori de câte ori simțiți nevoia că copilul nu știe ce notă are, nu și-a făcut temele. Pentru că de obicei părinții vin
la ședință și nici atunci. Și la sfârșitul anului școlar se întreabă părinții, dar cum cu băiatul meu a învățat bine? De ce nu a luat evaluarea? De ce nu trece? Se ducă la liceu? Păi dragi părinți, nu la sfârșitul anului se întreabă. Se întreabă zi de zi, se urmărește copilul zi de zi. Stăm acasă cu crânul. Invitați-i pe vecinii dumneavoastră. Poate aveți mai multe șanse. În adunările, în calitate de consilier, la biserică. Spuneți, băi, mai aveți nepoți, de câte ori ați fost anul acesta la școală? Și atunci o să vă și rezultate mai bune. Majoritatea vecinilor mei se întreabă până la ce oră este programul la grădiniță la Tisa. Este un program stabil. Program nu este stabil? Ba da. Da? Da. Îl știți? Da, copiii încep să vină la școală, este o oră de... De venit îi duc ei, dar nu știu la ce oră să meargă să ia. Pentru că de obicei de la 10 jumate nu mai este educătoare sau ceva de genul ăsta. Și când e la 11, când e la 10 jumate... Deci când... programul la Tisa Silvestre, având în vedere că există ciclul gimnazial și încep ori la ora 12, grădinița trebuie să se termine, să plece odată cu frații la ora 12 în general, părinții vin și iau de la grădiniță. Unii părinți este drept, pentru că vin la magazin, că la ora 11 închide magazinul, că vrea să-l aducă pe copil la ora 11 la medic, că stă... Vin mai devreme. Nu le putem impune părinților. Ei trebuie să respecte programul. Dar dacă vin și le-au zis, domnule, dacă nu mai iau. Domnul Năcuță, dacă de la ora 12 nu vine nimeni la primărie, credeți că noi plecăm acasă? Nu cumpărăm viața unui copil de 3-4 ani. Eu vorbesc de cadru didactic, nu vorbesc de copil. Nu m-ați înțeles. Deci eu, părinte, nu pot să vin să-mi iau copilul la 10 jumătate. La ce oră este, până la ce oră este programul, ca să știu să vin. Deci cadru didactic... Deci orice părinte trebuie să aducă și să ia copilul de la școală. Da, dar la ce oră? Care e programul? Asta am întrebat. Deci în moment ce începe ciclul general de la ora 12, e deci la ora 12 fără 10, eu găsesc pe doamna educătoare cu copilul meu? Da. Și altora? Da. Bine. Copiii erau pe drum, de asta se referă doamna. Nu mă refer, părinții sunt total nemulțumit, cu adevărat. Da. Bunici pot să spun, nu părinți. Că duc copiii dimineața... Eu duc copilul meu, două, nepoata mea, o duc două ori pe zi. Asta e problema dumneavoastră. Și zice, mă duc la 12, nu mă este nimeni, stă copilul și plânge în grădiniță. Asta-i grăbesc, e plecarea, da. Nu au cumva un program fix. Așa e, dar și mai am avut. Adună, pune pe ușa acolo, eu știu că mergeam la școală, bate program ca la magazin. Da, activitatea unui copil de grădiniță, ținând cont că am lucrat și ca educator, este de 30 de minute. Au două activități pe zi, restul sunt de completare, de joc, de... Cadrul didactic trebuie să fie acolo câte ori. Da. Da. De la ce oră până la ce oră ce... cadrul didactic? Da, doamna primar. Asta e întrebarea. Există clar, un orar al tuturor școlilor. Asta e. Există un program. Să pună undeva pe ușă, ca există. Mama aia bunică să vadă că doamna educătoare de la ora 8:30 până la 9:30 bea cafea în cancelare, de la 10:30 bârfește cu femeia de servici și de la 10:30 e liber. Deci nu știm care să exact să pună program pe ușă. Dacă stăm și ne gândim... Deci există orar în fiecare școală. Ministerul Educației transmite la început de an școlar și chiar mai devreme o structură. A dat un răspuns cum dau eu la presă, știți? Dacă ne gândim... Doamna, nu mai întreba și ori program, domnul că... Păi da, există un program extrem la... Da, la 7:30, până la 7:30. Da, la câmpia cu la... Ați auzit mai nou cu doamna ministra educației vrea să propună ca unii școli să înceapă la ora 9. Nu, domnul, la ora 8, la ora 12, la 10, copiii acasă, asta răspund la... Am început să vorbim toți și nu mai ascultă niciunul. Dar la urmă, dacă să spun și eu câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc doamne primar, domnului secretar și dumneavoastră, domnilor consilier, pentru faptul că ne-ați primit aici în familia dumneavoastră frumoasă a comunei. Vreau să vă spun că pentru cei care nu mă cunosc, dar majoritatea deja am făcut cunoștință, numele meu este Eugen Ungureanu. Noi avem un trust de presă din Onești care are televiziune, ziar și radio. Am depus deja documentele pentru licență.
Mă bucur foarte mult că am fost și am participat la această ședință și suntem extrem de dorniți să venim și la celelalte, pentru că începând de astăzi vom fi mai prezenți în comuna dumneavoastră. Și apropo de propunerile pe care le-a făcut domnul consilier mai devreme cu acele dezbateri pentru combaterea infracționalității, chiar vă rog să ne chemați și pe noi, pentru că e bine să mediatizăm asemenea lucruri. De asemenea, cu acel concurs de gospodare ai comunei, eu imediat recepționez asemenea mesaje și vin cu mare, mare drag și vom veni și la altele. Așadar, o rugăm pe doamna primar să ne anunțe de fiecare dată când există o asemenea acțiune la nivelul comunei. Asta pentru că... cu gospodare, mă scuzați, v-ați văzut că se 2 ani, nu acum. Da, eu aveam o propunere, totuși organizatorul să nu participe în concurs, dar la natura... Cam auzit că are într-adevăr foarte bine aranjată și livada. Cred că când mergem să facem activitatea la dumnealui. M-aș bucura foarte mult dacă într-un an, doi, o să fiu foarte scurt, să ajungem într-adevăr să inaugurăm împreună cu dumneavoastră și un cămin cultural, pentru că într-adevăr un cămin cultural este foarte important. Să știți că este una din puținele date când o să iau cuvântul, pentru că rolul nostru al presei nu este de a interveni în, și nici nu avem voie din punct de vedere legal în ședințele Consiliului Local. Dar astăzi, fiind prima mea vizită, am spus ca să facem cunoștință și să știți că apreciez foarte mult că există deschidere și transparență aici la Udovești. Vă mulțumesc foarte mult și sunt alături de dumneavoastră oricând aveți acțiuni care interesează și care pot să promoveze comuna. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Ședința va fi publicată, ca să o vedeți mai ușor, și pe internet, în grupul exclusiv Udovești Bacău, integral. În fiecare lună o veți găsi acolo. De asemenea, noi o să aducem în fiecare lună și un DVD ca să rămână la arhiva comunei. Noi suntem o televiziune care facem o istorie video a județului Bacău, deci toate aceste ședințe vor rămâne ulterior la Arhiva Națională. Ca să știți că ceea ce discutați aici rămâne în, și filmăm. Dacă sunt subiecte mai sensibile, recomandarea mea este să le vorbiți în comisii. Sau dacă credeți, pentru că ele într-adevăr sunt văzute și de colegi de dumneavoastră din județul Bacău, sigur, nu sunt lucruri de ascuns, dar uneori poate e nevoie și dezbaterii interne, pentru că noi presa chiar dăm totul. Deci Exclusiv TV este o televiziune integralistă, dacă puteți spune așa. Mulțumesc și domnului secretar, care a fost un partener de dialog de mai multe ori foarte, foarte bun și am discutat foarte multe lucruri despre comună și ne dorim să cunoaștem mai bine comuna Udovești și să o promovăm, că ăsta e scopul nostru. Mulțumesc! Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.